Bună ziua, stimați profesori, distinși invitați, dragi părinți și elevi. Suntem Teo și Bogdan și cu emoții mari vă spunem bine ați venit la festivitatea de predare a cheii organizată cu ocazia absolvirii claselor a 8-a, promoția 2017-2021 de la Liceul Teoretic Traian Lalescu Hunedoara. Dragi elevi ai claselor a 8-a, suntem bucuroși să ne aflăm împreună în această zi festivă, să împărtășim reușitele noastre, să le mulțumim profesorilor noștri, dar, mai ales, vrem să vă reamintim cu emoție că pentru promoția 2017-2021 s-au încheiat și 4 ani de școală generală. Avem onoarea de a prezenta acest eveniment deosebit cu mare încărcătură emoțională în fața unui public numeros. Astăzi a sosit momentul în care încheiați clasa 8-a, în care vă despărțiți de colegi, de profesori, de copilărie. Dar tot astăzi începe o nouă etapă a vieții noastre. Veți păși cu încredere pe drumul maturizării vă veți fixa noi idealuri în viață, călăuziți de noi voștri profesori, care vă vor modela pe parcursul celor mai frumoși ani de școală, anii de liceu. Vă rugăm, pentru început, să o întâmpinăm cu aplauze pe doamna director Dalia Molnar. Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, stimați părinți! Bună ziua, dragi absolvenți! Și bună ziua tuturor invitaților care sunt alături de noi astăzi! Pentru început, aș vrea să mă adresez absolvenților care au traversat o perioadă deloc ușoară și stau să mă gândesc în special la ultimii 2 ani școlari care sper eu că v-au format ca o generație care este obișnuită cu o lume rapidă și în permanentă schimbare, care v-au format ca o generație care are încredere în forțele ei, care știe să înfrunte realitatea și care își dorește ca, prin tot ceea ce face, să aibă un impact asupra societății. Vreau să vă felicit pentru că, nu de mult, în luna martie, a fost simularea examenului de evaluare națională. Și vreau să vă spun că rezultatele pe care le-ați obținut la simularea examenului de evaluare națională au clasat școala noastră pe locul 6 la nivel de județ, în condițiile în care la nivelul județului sunt 62 de școli care au învățământ gimnazial și locul 1 pe municipiul Hunedoara, în condițiile în care, la nivelul municipiului nostru, sunt 6 unități școlare care au învățământ gimnazial. Vă felicit! În aceste condiții, bineînțeles că mi-aș dori enorm ca și după examenele propriu-zise de evaluare națională, care vor avea loc în 22 și respectiv 24 iunie, să ne păstrăm acest onorabil loc 6 la nivel de județ și locul 1 la nivel de municipiu. Sincer, mi-aș dori enorm ca, repet, după rezultatele pe care le veți obține, să păstrăm același clasament și la nivel de județ și la nivel de municipiu. Eu îmi doresc ca în zilele în care vor urma să fiți perseverenți, să vă dedicați în continuare studiului și sper să aveți puterea să îndepliniți toate alegerile la care vă gândiți de pe acum să le faceți. Trebuie să fiți conștienți de faptul că nu este ușor și pentru asta trebuie să depuneți o muncă asiduă pentru ca, într-adevăr, să ajungeți în cele din urmă la destinația pe care v-ați fixat-o în visurile voastre. Bineînțeles că ar fi bine să nu uitați că aveți această putere și de a face schimbări
și că în orice moment puteți face schimbări. Vreau să continui într-o notă de recunoștință și cred că forma cea mai simplă de recunoștință este aceea de a mulțumi. Și vreau să mulțumesc părinților voștri care au înțeles cât de important este rolul lor în educația copiilor și ne-au sprijinit în toate demersurile pe care le-am efectuat în acest an școlar. Vreau să mulțumesc colegilor mei care s-au inventat și reinventat pentru a face din predarea aceasta online o alternativă cât mai viabilă și cât mai agreabilă la sistemul de predare care presupune prezența fizică. Mi-aș dori din suflet ca toate eforturile pe care le-ați depus să vă fie răsplătite din plin. Vreau să mulțumesc și gazdelor noastre, domnului director al Castelului Corvinilor și întregii echipe pe care o conduce, pentru că ne sprijină în fiecare an în organizarea festivităților de absolvire în acest decor care este inedit. Închei prin a ura mult succes absolvenților noștri la examenele care îi așteaptă. Sper să faceți alegerea cea mai inspirată și vreau să urez tuturor mult succes și multă ușurință în realizarea tuturor dorințelor. Vă mulțumesc frumos! Îi mulțumim doamnei director adjunct Letiția Cânda pentru prezența și pentru tot sprijinul acordat. Urmează un moment important în tradiția școlii noastre, predarea cheii succesului către colegii claselor a 7. Invităm pe scenă reprezentanții claselor a 8-a și a 7-a. Ziua, stimați profesori, dragi părinți și, colegi! Mă adresez vouă, dragi colegi din clasa 7-a, cărora vă predăm cheia succesului, cheia școlii. Să faceți tot ceea ce depinde de voi pentru a obține rezultate foarte bune la învățătură și satisfacții în întreaga voastră activitate. Multă baftă tuturor! Șeful de promoție al claselor a 8-a să ne împărtășească gândurile sale. Doamnă director, stimați profesori, dragi părinți și colegi, e ziua ultimului sunet de clopoțel în această școală. E ziua în care suntem la prima răscruce a vieții, dar și la prima decizie. Urmează evaluarea națională și admiterea la liceu. Înainte să ne dăm seama, am crescut în inimile celorlalți, iar ceilalți au crescut în inimile noastre. Acești 4 ani sunt presărați cu amintiri frumoase, cu visuri și noi cunoștințe care au ajutat la formarea noastră. Vă mai amintiți? Povestea noastră începea pentru unii de la grădiniță, pentru alții din clasa pregătitoare sau din clasa a 5-a. Astăzi încheiem gimnaziul, o perioadă frumoasă a copilăriei noastre. Stimați profesori! Fără dumneavoastră nu am fi reușit. Ne-ați ajutat să luptăm, ați avut răbdare să ne învățați lucruri noi, ne-ați învățat să fim curajoși, drepți și cinstiți. Pentru aceasta, promoția 2017-2021 vă mulțumește. Dragi părinți, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, vă iubim. Dragi colegi, chiar dacă acest sfârșit de gimnaziu nu este așa cum ne-am fi dorit noi, am reușit să-l transformăm într-un sfârșit special și emoționant. Vă urez mult succes la examen și ne vedem cu ei la liceu. Le invităm pe reprezentantele claselor a 7-a, Fodor Taisea și Zanef Alexandra, să le adreseze câteva cuvinte absolvenților în acest an școlar.
Bună ziua, stimați părinți și profesori! Dragi elevi, vreau să vă felicit pentru realizările voastre în acești 4 ani. Nu vreau să fie timpul de discurs ce vă amintește cât de repede trece timpul și cum se apropie examenul, ci mai degrabă o recapitulare a unui capitol foarte frumos din viața voastră. Acum 4 ani vă îndreptați cu ghiozdane grele, ce s-au ușurat în timp, spre clădirea unde v-ați făcut atâția prieteni și atâtea amintiri. După mult timp petrecut în fața biroului, ați ajuns aici. Felicitări! Acum când viața voastră se termină un capitol, la noi începe unul nou. Unul în care ni se amintește la fiecare oră, asta vă trebuie la examen, sau anul ăsta dați examen, copii. Cu mare responsabilitate vine și mare putere. Vom intra în fiecare zi în școală știind că suntem cei mai mari. Deși nu ne-am interceptat foarte mult, tot timpul știam că sunteți acolo, făcând lucruri mărețe. Când tremura tavanul și ne întrebau profesorii cine e sus, noi spuneam cu foarte multă mândrie clasele de a 8-a, doamna, cei mai șmecheri din școală. Nu am să mai vorbesc, totuși ziua asta e despre voi, nu despre noi. Țin să vă mai felicit o dată pentru reușitele voastre, baftă la examen și în clasa nouă. Dragi colegi, părinți, invitați și stimați profesori, suntem împreună acum nu doar la sfârșitul unei pagini din viața elevilor din clasele 8-a, ci la sfârșitul unui întreg capitol. De acum, trebuie să fiți încrezători și deschiși la următoarele noi capitole. E momentul când lăsați în urmă colegii care v-au fost alături în cele mai grele, mai fericite și mai amuzante momente. E momentul să vă luați rămas bun de la profesorii care au ajutat la formarea voastră, care v-au susținut și datorită cărora ați reușit să aveți atâtea rezultate frumoase. E timpul ca noi să ne luăm la revedere de la voi, cei care ne-ați fost exemple și de la care am învățat atâtea în acești ani. Poate că unii dintre voi ne cunosc, poate că nu. Indiferent de ce parte vă aflați, vreau să știți că noi vă mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ați învățat, cu intenție sau fără. Vă mulțumim că ați fost acolo, la etaj. Mulțumim că ați fost acei elevi mai mari, de care fiecare dintre noi s-a atașat într-un anumit fel. Acum noi vom rămâne elevii mai mari și sperăm să fim cel puțin la fel de buni ca voi. Sperăm să fim priviți cu aceeași admirație cu care v-am privit pe voi. Sunt sigură că aceștia nu vor fi niciodată uitați și amintirea lor va aduce un zâmbet pe chipul fiecăruia, elev sau profesor. Sper să aveți parte de noroc și fericire. În încheiere vreau să vă spun să nu fiți triști. Nu fiți triști pentru că s-a terminat, ci fiți fericiți pentru că totul abia începe. Voi ne-ați spus bun venit, noi vă spunem rămâneți buni. Acum vom invita pe rând doamnele diriginte ale claselor a 8-a pentru a striga pentru ultima dată catalogul clasei. Ne face plăcere să o invităm pe doamna profesoară Damian Claudia, diriginta clasei 8-a. Bună ziua, stimați invitați, colegi, părinți, dar mai ales dragi elevi. Sper că emoțiile să-mi permită să pot duce la bun sfârșit această vorbire despre elevii mei din clasa 8-a. Probabil că ar trebui să spun despre cum am încercat în acești 4 ani să-i învăț cât mai multe și cât mai de folos lucruri. De exemplu, să fie punctual, respectuos, cu minți, ascultător. Nu pot însă să-mi atribui vreun merit. Le mulțumesc părinților lor și doamna învățătoare, care au făcut ca expresia cei 7 ani de acasă să fie aproape un motto pentru elevii acestei clase. Ca profesor, trebuia să-i fi învățat biologia și cred că am reușit în măsura dorită de fiecare. Spun asta deoarece eu am aptitudinele unui profesor de discipline reale, în timp ce ei erau sensibili, artiști. Acest lucru este confirmat de talentul lor în realizarea unor proiecte la anumite discipline, a unor desene, întotdeauna premiate la concursuri, a unor momente artistice, dar și dorința lor actuală de a studia litere, arte. Unii dintre ei sunt artiști pasionați ai tastaturii, pasionați de computere. Ar trebui de asemenea să îi învăț să fie organizați, dar ei m-au ajutat să ne organizăm și să plănim excursii. Mai degrabă, ar trebui să recunosc că ne-am completat reciproc. Colaborând, am crescut împreună în acești 4 ani. Astfel, acum, sunt fericiți că au valorificat fiecare moment pe care l-au petrecut împreună. Acum pare că timpul a trecut prea repede și că parcă sunt obligați să crească mari. Acum vor face alegeri importante pentru viitorul lor. Indiferent dacă pe drumul ales îi vom călăuzi noi sau alții,
Eu le doresc să rămână veșnic frumoși, la trup și la suflet, serioși și perseverenți, și atunci succesul îi va însoți cu siguranță. Vreau să mulțumesc vouă, dragilor, părinților voștri și colegilor mei, pentru că v-am simțit mereu aproape, dorniți să colaborăm, să progresăm, să răzbândim împreună. Astăzi suntem cu toții aici la momentul absolvirii voastre și vă doresc sănătate, succes în tot ce vă propuneți și note maxime la evaluare. Permiteți-mi deci să chem în fața dumneavoastră absolvenții clasei a 8-a, promoția 2017-2018. Anton Alexia Elena. Bejenaro Aiana. Bogar Denisa Cristina. Cioabă Rareș Gheorghe. Crețu Ligiana Florica. Dragomira Alexandra Cristina. Fedorciuc Darius. Fedorciuc Sabrina. Maia Giulia Denisa. Marin Denisa Gabriela. Nistor Adriana Naomi. Nistor Ruben David. Pașca Robert Eusebiu. Popa Andrei Lucian. Răzvan Roan Mihai. Rus Roxana Daniela. Simionescu Alex Ștefan. Stoica Alexandru Cristian. Șușman Raul Sebastian. Și doar alfabetic la final de catalog, Vlanger Lucas Constantin. Vă prezint promoția 2017-2021 a clasei a 8-a, în curând liceeni. Felicitări tuturor! Urmează cuvântul reprezentantului clasei a 8-a A, Pașca Robert. Bună ziua, stimați profesori, distinși invitați, dragi părinți și elevi.
Ne bucurăm să luăm parte împreună la acest moment deosebit de important pentru noi elevii, sfârșitul celor 4 ani de gimnaziu. 4 ani în care prieteniile noi au fost mereu binevenite, în care testele au fost tot timpul monstrul care ne speria și în care bucuria nu a lipsit din sufletele noastre. Aș dori să mă adresez cu mulțumire și cu mare recunoștință stimaților noștri profesori, care în acești ani au fost cel mai mare sprijin și ajutor. Deși pentru noi uneori totul părea pierdut sau unele lucruri erau de neînțeles, dumneavoastră ați rămas alături de noi, ne-ați susținut și astfel am ajuns astăzi aici. Dragi părinți, am vrea să vă mulțumim pentru îndumările pe care ni le-ați dat, pentru ajutorul acordat și pentru toate eforturile depuse spre binele nostru. Vreau să mulțumesc în special doamnei dirigintă, care ne-a fost cea mai bună prietenă, care a rezolvat multe probleme fără răspuns, cu mult calm și răbdare. Vă mulțumesc pentru exemplul bun pe care ni l-ați dat și mă bucur să spun în numele clasei că ați fost și veți rămâne o persoană minunată în amintirile și inimile noastre, o persoană pe care te poți baza și o persoană care merită să-i calci pe urme. În final, vreau să le urez colegilor absolvenți cât mai multe reușite în privința examenului de care ne apropiem și sper ca orice dorință, fie legată de liceul la care veți merge, fie legată de meseria pe care o veți urma, să se îndeplinească. Mult succes fiecăruia dintre noi și să ne vedem cu bine în anii de liceu. Dau cuvântul colegilor mele pentru a împărți diplomele speciale. Scuzați-ne limbajul, dacă este un pic prea limbat. Se acordă diplomă pentru bătăușa clasei, elevei Bejenaru Aianu, Bejenaru Aiana, cu mențiunea tu nu chiulești, tu pleci. Se acordă diplomă pentru stocărul clasei, elevei Denisa Bogar, cu mențiunea ce pumn în cap îți dau. Se acordă diplomă pentru interlopul clasei, elevului Fedor Ciuc Darius, cu mențiunea dați-aș palme. Se acordă diplomă pentru rebelul clasei, elevului Cioabă Rareș, cu mențiunea bă, eu cred că plec azi. Se acordă diplomă pentru timida clasei, elevei Marin Denisa, cu mențiunea tăcerea e de aur. Acordă diplomă pentru creața clasei, elevei Crețu Ligiana, cu mențiunea care vrea ceva de la magazin. Se acordă diplomă pentru Spiri Gonzales, elevului Nisto Ruben, cu mențiunea pe mine nu ascultă. Se acordă diplomă pentru miștocara clasei, elevei Dragomir Alexandra, cu mențiunea să vezi ceva pe asta. Se acordă diplomă pentru fomistul clasei, elevului Pașca Robert, cu mențiunea îmi dai și mie. Se acordă diplomă pentru pidicul de grădină, elevei Maria Giulia, cu mențiunea bă, ce de m-am avut. Se acordă diplomă pentru gamerul clasei, elevului Opa Andrei, cu mențiunea da, la ce pagină suntem? Se acordă diplomă pentru Rapunzel, elevei Nistor Naomi, cu mențiunea Ligiana, hai cu mine! Se acordă diplomă pentru clepsida clasei, elevei Rus Roxana, cu mențiunea Giulia, știi cine mi-a scris? Se acordă diplomă pentru LeBron James, elevului Răzvan Rowan, cu mențiunea bă, am 1.90. Se acordă diplomă pentru Scoica clasei, elevului Stoica Alex, cu mențiunea cine joacă Clash? Se acordă diplomă pentru cascadorul clasei, elevului Simionescu Alex, cu mențiunea bă, Stoica. Thank you.
Se acordă diplomă pentru zâmbărețul clasei, elevului Vlanger Lucas, cu mențiunea Bă, vine doamna! Se acordă diplomă pentru timidul clasei, elevului Șușman Raun, cu mențiunea Ai văzut ce s-o băga nou pe joc? Se acordă diplomă pentru vrăjitoarea clasei, elevei Fedorciuc Sabrina, cu mențiunea Apoi nouă, ce să și faci? Se acordă diplomă pentru Drama Queen, elevei Anton Alexia, cu mențiunea Mâncați așa ochii tăi. Și spre sfârșit, se acordă diplomă pentru bossul clasei, doamnei dirigente, cu mențiunea Stați un pic să mă uit în agenda. Avem deosebita bucurie să o invităm pe doamna profesoară Voivozeanu Simona, diriginta clasei A8-a B. Doamna director, stimați colegi profesori, onorați părinți, invitați, dragi absolvenți, vă sunt alături încă din clasa pregătitoare, în calitate de profesoară și de 4 ani sunt diriga celor de la 8B. Sunteți o generație de sacrificiu, cu multe schimbări, cu puține manuale la fiecare început de an școlar, cu multe tipuri de subiecte la evaluarea națională. Multe în ghilimele, că nu se mai afișează altele. Peste 2 săptămâni veți susține primul vostru examen. Unii ați învățat mai mult, alții mai puțin. Fiecare după putere sau după cum ați avut chef. Notele pe care le veți lua vă vor spune ceva, dar cu siguranță nu vor spune totul. Aceste examene nu vă definesc. Asta nu înseamnă că nu învățați. Există multe feluri de a fi deștept și puteți urma fiecare dintre voi un liceu cu profil real, vocațional sau tehnologic. Noi, profesorii, v-am fost alături și ne-am străduit să vă facem acești ani frumoși pe înțelesul vostru. Dacă am reușit, atunci înseamnă că am lucrat bine cu niște viitori oameni mari de care peste ani ne vom aminti cu drag. Mi se întâmplă uneori să însemnăm ceva în viața voastră și mi-ar plăcea să cred că așa este. Acești 4 ani nu reprezintă pentru noi profesorii doar ceva vechime în plus, ci și o nouă acumulare de experiență, de emoții și împliniri trăite alături de voi. Și noi, profesorii, plângem și râdem. Ne bucurăm și ne întristăm. În fața voastră însă vrem să fim puternici. Mie nu mi-a reușit niciodată să fiu puternică. Îmi place să cred că nu pentru școală, ci pentru viață învățăm. Sper că tot ceea ce ați învățat până acum să vă fie de folos, să vă deschidă căi și uși, să puteți prețui tot ceea ce este bun, frumos și adevărat, să vă apreciați părinții, să vă alegeți cu grijă prietenii și să nu uitați ce ați fost în acești ani. Vă doresc mult succes la examen, multă, multă sănătate și să întâlniți oameni buni pe acest drum care se numește viață. Urmează cuvântul reprezentantii clasei a 8-a B, Tilic Nicola. Ne aflăm în fața unui moment de sfârșit, dar și de un nou început. Un moment în care noi porți ni se deschid, în care o nouă viață ne așteaptă, liceul.
Este punctul final a 4 ani de gimnaziu, a 4 ani de cunoaștere, când am pășit pragul acestei școli, încă din clasele primare, unii din noi. În fața noastră se deschidea un drum frumos, pe care l-am parcurs cu încredere, îndrăzneală și chiar timiditate uneori. Dar am avut șansa să descoperim în cadrele didactice prieteni. Cu certitudine, nu vom uita emoțiile tezelor, a lucrărilor de control, a ascultărilor la mate, dar nici bucuria notelor de 10 din carnete. Și bineînțeles, nici perioada online nu o vom uita. Știm că n-a fost ușor, nici pentru noi nu a fost. Știm că nu v-am ascultat întotdeauna, ba chiar uneori v-am și supărat, dar dumneavoastră ați avut răbdare cu noi și ați știut să ne luați pe fiecare exact așa cum suntem. Noi suntem 8B, acei elevi diferiți, așa cum ne spuneau toți profesorii. Nu putem să fim cuminți. Nouă ne-a plăcut mereu să facem imposibilul, chiar dacă nu toate prostiile erau cu intenție. Am învățat să ne acceptăm unii pe alții. La început, abia probabil ne suportam, iar acum am ajuns să ne acoperim unul pe altul, exact așa cum trebuie. Dacă alții nu o spun, o spunem noi. Suntem cei mai tari pentru că suntem uniți. Ne-ar plăcea să credem, atunci când ne priviți, că sunteți mândri de noi și că reprezentăm într-o bună măsură rodul muncii dumneavoastră. Sperăm că nu vă vom dezamăgi, ci vom urma drumul ce ni l-ați deschis. Vom ajunge oameni de cinste cu care să vă mândriți. Avem emoții pentru clasa a noua, dar nu ne sperie așa tare, deoarece ceea ce am învățat în toți acești ani constituie o adevărată bază pe care se va putea înălța învățătura viitoare. Cu respect și recunoștință, noi, clasa 8B, vă mulțumim pentru tot efortul depus pentru noi. Putem spune că suntem gata pentru un drum plin de surprize ce ne așteaptă și pentru care cu devotament ne-ați pregătit zi de zi în toți acești ani de gimnaziu. Mulțumim tuturor profesorilor, dar mai ales mulțumim doamnei diriginte, care ne-a iubit încă din prima zi. Mulțumim tuturor cadrelor didactice, învățătoarelor, Stăncioiu Mariana și Căleșanu Cerasela, profesorilor care ne-au predat, Voivozeanu Simona, Sârba Larisa, Toldea Liliana, Drăgoi Iliana, Izabela Fogaraș, Neagoie Daniela, Rotaru Hilde, Tănasă Dorina, Tripa Andreea, Damian Ana Claudia, Budiul Adrian, Călin Căroi, Voinia Magdalena, Gâscă Gheorghe, Luncan Florin, Cetean Mihai, Duca Adrian, Maier Mirela, Petra Steodora, Sava Camelia și Giurgiu Claudiu. Și în un ultimul rând, mulțumim doamnelor diriginte de la clasa 7-a, Bălășoiu Valentina și Neagoie Daniela, care au făcut posibilă această festivitate. Mulțumesc! Anton Andreea! Artian Lorena Lolo. Balaban Andrada Ioana. Budiul Alexandru Vasile. Bodochi Andreea. Dragotă Darian Petrică. Mafiotul clasei. Ferrariu Vanessa. Ferrariu Vanessa Antonia. Gianna Bogdan. Gamerul clasei. Herban Alexandru. Frumosul clasei. Deștept Ludriga. Fiecare copil este deștept în felul lui și frumos în felul lui.
Iuhas Eduardo Cristian. Doamne ajută! Lupșa Robert. Mihai Raisa Maria. Falcău Denisa Evelin. Onescu Rareș. Să trăiți pe loc de pauză. Rotărașul Matei, favoritul meu. Să nu vă simțiți prost ceilalți, știți voi de ce este el favorit. Șerban Paula Rebecca. Șoșa Andreea Lorena. Filici Nicola, creier clasei. Mintea luminată. Toader Iulia, Iulioara. Țânca Ionela Roxana, Roxanica. Suntem noi 8B, cu greutăți, cu bune, cu rele am încheiat. Haideți, fetele! Ne-am pierdut în atâtea diplome. Diplomă elevei Anton Andreea pentru somnoroasa clasei cu mențiunea uite acolo o femeie. Se acordă diplomă elevei Artea Lorena pentru glumeața clasei cu mențiunea tu l-ai doamne la schinare. Se acordă diplomă elevei Balaban Andrada pentru doctorița clasei cu mențiunea ce vrei crâmpule. Se acordă diplomă elevului Budiol Alexandru pentru inteligentul clasei cu mențiunea of, mă doare capul. Se acordă diplomă elevei Andreea Bodochi pentru calma clasei cu mențiunea eu vreau să fiu cântăreață. Se acordă diplomă elevului Drago Tădarian pentru gălăgiosul clasei cu mențiunea da, păi eu nu știu nimic. Se acordă diplomă elevei Ferrariu Vanessa pentru avocata clasei cu mențiunea nu chiulesc că mă bate mama. Se acordă diplomă elevului Geană Bogdan pentru aerianul clasei cu mențiunea doamna, măcar un 5, vă rog. Se acordă diplomă elevului Herban Alexandru pentru ajutorul clasei cu mențiunea m-a atins la corazon. Se acordă diplomă elevului Iuhas Eduardo pentru liniștitul clasei cu mențiunea mai încet, fetelor! Se acordă diplomă elevului Lupșa Robert pentru cântărețul clasei cu mențiunea Mate Info, Nico, Mate Info! Se acordă diplomă elevei Mihaela Isa pentru profesoara clasei cu mențiunea Rare, lasă-mă în pace! Se acordă diplomă elevului Onescu Rareș pentru militarul clasei cu mențiunea egal cu ipotenuza la pătrat. Se acordă diplomă elevei Șerban Paula pentru prietenoasa clasei cu mențiunea poate mă ascultă la mate. Se acordă diplomă elevei Palcău Denisa Evelin pentru fashionista clasei cu mențiunea nu vă urcați pe banca mea.
Se acordă diplomă elevului Matei Rotărașu pentru glumețul clasei cu mențiunea: Doamna, nu ne lăsați în pauză! Se acordă diplomă elevei Tiliș Nicola pentru deșteapta clasei cu mențiunea: Taci mă, eu sunt mintea luminată! Se acordă diplomă elevei Șoșa Lorena pentru distractiva clasei cu mențiunea: Am avut temă! Se acordă diplomă elevei Toader Iulia pentru tăcuta clasei cu mențiunea: Da, Edi, sunt bine! Se acordă diplomă elevei Țânca Roxana pentru simplista clasei cu mențiunea: Da, Paula, știam și asta! Și în ultimul rând se acordă diploma doamnei diriginte Voivozeanu Simona pentru șefa clanului OB cu mențiunea: Vă pupă, Dirga, să nu chiuriți puișor! Bună ghiere! Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi și astăzi la acest eveniment festiv. Dragi absolvenți, vă dorim să fiți încrezători, să nu renunțați la visele voastre și să nu uitați că cei de la Info sunt cei mai buni. Multă sănătate și mult succes la examenul de valoare națională! Es una buena guitarra, es una buena guitarra.